Trei săptămâni au trecut de la ultima partidă disputată de Phoenix CSU Simona Halep în Liga Națională de Basket Feminin. În acest interval, formația constanțeană s-a confruntat cu câteva cazuri de infectare cu COVID-19, care au împiedicat-o să participe la turneul ce a avut loc chiar în sala sporturilor. De asemenea, tot de atunci au avut loc și o serie de schimbări în sânul echipei. Antrenorul Carmin Pop a părăsit formația de pe litoral, iar în locul său a fost instalat Miroslav Popov. Antrenorul de numele căruia se leagă cele mai mari performanțe ale basketului românesc din ultimii ani. În vârstă de 63 de ani, tehnicianul sârb a pregătit în cariera sa la nivel de echipe de club pe Hemofarm, Lions Bârșac, Merce de Basket Alghero, Leotar Trebinje sau CSU Alba Iulia. De altfel, cu aceasta din urmă, Popov a reușit să câștige de două ori Liga Europei Centrale la basket feminin. De asemenea, el a pregătit și naționalele de basket feminin ale Serbiei și României. În paralel cu instalarea lui Popov ca principal, Phoenix CSU Simona Halep s-a despărțit și de cele trei jucătoare americane aduse la echipă în toamna anului trecut. În locul lor au fost transferate alte patru jucătoare cu experiență, care au ca obiectiv o clasare cât mai bună la finalul campionatului. Primele partide pentru noua echipă a lui Phoenix CSU Simona Halep sunt programate în acest weekend, când are loc un turneu intermediar. În cadrul acestui an, sala Victoria din Arad, constanțencele vor juca cele două meciuri restante din campionat, contra celor de la Universitatea Cluj, respectiv FCC Basket Arad. În clasamentul Ligii Naționale de Basket Feminin, formația de pe litoral se află pe locul 9, cu 4 victorii și 5 înfrângeri, dar și două partide mai puțin disputate decât adversarele sale.